Alex, la ce vârstă ți-ai luat permisul de conducere și ce ai simțit când ai condus singur în mașină pentru prima dată? La 18 ani nu am luat permisul. Noroc cu fratele meu care a insistat să dau de permis. Eram în vacanță. La vârsta aia, sincer să fiu, nu prea realizam așa. Eram la început, dar a fost așa, cred că și o teamă când m-am trezit singur la volan, pentru că până atunci eram la școala de șoferi, eram cu cineva lângă mine. Cred că prima oară când m-am trezit în prima intersecție, puțină teamă. Îți amintești cât de puternică a fost prima ta mașină? 1.6 biturbo, cred că undeva la vreo 180 de cai, ceva de genul, dacă mi-aduc aminte. Ce preferi? Confortul unei mașini automate sau posibilitatea de exploatare a unui cutii manuale? În primii 2 ani știu că am condus o mașină manuală pentru că îmi doream să simt cu adevărat ce înseamnă să conduci. Părerea mea asta înseamnă condus o cutie manuală, însă acum cred că prefer cutia automată. Câte ore petreci pe zi în puținele zile de vacanță la volanul mașinii tale? Puține, foarte puține. Cred că maxim o zi, două, pentru că de obicei în vacanță prefer să călătoresc pe undeva, iar mașina personală nu mi-o iau cu mine. Dacă ai fi în situația de a alege doar 3 dotări la mașină, care ar fi acelea? Primul lucru la care mă uit e dacă îmi place designul exterior, după interiorul contează mai puțin pentru mine. Descrie într-un cuvânt mașina pe benzină. Prezentul. Mașina diesel. Trecutul. Mașina electrică. Viitorul. Știm că ești foarte pasionat de mașini. Te-ai încumeta să participi ca pilot la un raliu? Da, cred că da. Cred că am căpătat destul de experiență în ultimii ani și cred că ar fi o experiență interesantă pentru mine. Care este obiectul care nu-ți lipsește din mașină? Care nu lipsește din mașină? Cred că de fiecare dată am o minge de fotbal în mașină. Crezi că mașina reflectă tipul de personalitate al șoferului? Pe tine care te definește? Depinde, cred că e și o stare de moment. Dacă ești destul de norocos să-ți poți permite să-ți schimbi mașina destul de des, cred că e mai mult o stare de moment. Depinde ce-ți dorești în perioada respectivă, dacă ai norocul acesta. Eu, sincer să fiu, am avut norocul să experimentez și mașinile sport și mașinile mai elegante, să zic așa. Deci nu am avut niciodată doar o preferință, să zic, am fost înnebunit doar după un tip de mașină. Cât de adevărat este percepția că există o competiție între coechipieri legată de mașinile pe care le conduc? Din punctul meu de vedere, nu cred că există o competiție. Fiecare dintre noi este diferit și fiecare are anumite preferințe în materie de mașini, în materie de, cred că, orice lucru vorbim. Până la urmă e vorba să te simți tu confortabil la volanul unei mașini, nu contează ce cred cei din jurul tău sau ce mașini au cei din jurul tău. Alex, o ultimă întrebare. Ce alegi între o mașină de colecție și una de ultimă generație? Acum, având o mașină de ultimă generație, mi-aș dori una de colecție.